și este numele Alexandru, dacă din era costiturat și că se vine numele ei căsătorie pe tânăra Iasmina. Te întreb și te spun, da, cinstită în viața Iasmina, dacă din dragoste curată și nesimită de nimeni ei căsătorie pe tânărul Alexandru. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dacă cumva vedeți că lumânările încep să curgă, îi face semnul vostru. Sau îi va duce un șervețel, bine, le puneți să nu tratăm pe jos, bine? Okay. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pacea lui Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru Preasfințitul Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pentru Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, pentru cinstita preoțime cea lui Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Alexandru și Iasmina, care acum se locodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, pentru ca să li se dea lor fiind spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, pentru ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați ei de plină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie poziția ei în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu de cel veșnic, care pe cele despărțite le-a dus într-o unire și ai pus dragoste legătură neîntreruptă, cel ce binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, și a arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii de aceștia, Alexandru și Iasmin, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ți-e slavă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit Biserica Fecioară Curată, binecuvintează logodna aceasta. Unește și păzește pe robitei aceștia în pace și într-un gând, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robului Dumnezeu Alexandru cu roaba lui Dumnezeu Iasmina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robului Dumnezeu Alexandru cu roaba lui Dumnezeu Iasmina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robului Dumnezeu Alexandru
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum, naște schimbă inelul pe mâna stântă. Îl schimbați pe mâna stântă acum. Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeul nostru, care și-a răcus Luca Patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac și trimițându-l soarelui de apă, ai descoperit să logodească pe Rebeca. Însă, binecuvintează-l odna robilor pe Alexandru și Iasmina și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că din început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre deinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Alexandru și spre roaba ta Iasmina și întărește-l urna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul Tamare. Prin inel, Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați-ne-l în dreapta Lui și junghind vițelul cel îngrășat, mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe noi în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerul s-a întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelilor cu binecuvântarea cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești și bine-ți va fi. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Femeia ta ca o mie robitoare în lacurile casei tale, fii-te ca niște blăstare tinere, împrejurul mesei tale. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. Ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru Preasfințitul Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pentru Preasfințitul Părinte Timotei Sătmarianul, pentru cinste
la preoțime cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru bine credinciosul popor român de pretutinde, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru astea cea iubitoare de Hristos Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Alexandru și Asmina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să le dea lor bună înțelegere viața cumpătată și rod cântecului spre folos Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci bun și purtare fără prihană în viață, pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, Tu harul Tău. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoara și purulea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ziditor la toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșul Adam cu femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta vă lăsau mult pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Rahela și din ei ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dăruit lor prunc înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și te-ai născut pentru mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multa ta bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne prea sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi Alexandru și Asmina viață paștică, lucive de zile, înțelepciune, dragoste, unea către altul, într-un legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viața delungată, cu luna cea neveșlejită a măririi, vrednicește, aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin și de unde lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cererile cele pentru mântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurător de oameni e și ție slavă. Împreună și uitoră de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Dumnezeului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și prea curată și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al celor de trebuință vieții. Însuși, Stăpâne, Cel ce din început ai zis Domnul și l-ai pus pe el ca un stăpân al totului și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i face un ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zis femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia mea sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi, Alexandru și Asmina. Și dă robii tale acestea să se plece toate bărbatului său și robului tău acestea să fie ca femeie, ca să mulțuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru a binecuvânta
Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, pe Mărime Cuvântat, pe Iachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, pe Mărime Cuvântat, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în fruntea cerechitului. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții trei tineri trimițându-le lor rouă din cer. Să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat în Sfânta Cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de ucenici trimițându-le lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi nașilor și de nutașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul tău, Alexandru, și de roaba ta, Iasmina, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pântecele, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească, înalță-i pe ei ca pe cei de libanului, ca o vie odrăslită, dă-le lor roadele pământului, ca toată destularea vânt să sporească spre toată fapta bună și bineplăcută ție, să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și, bineplăcând înaintea ta, să strălucească precum luminătorii pe cer, într-o tine, Domnul nostru, care se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintele tău, celui fără de început și de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Alexandru, cu roaba ta, Iasmina. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le roadă pântecele și dobândire de prunci bun. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Cunună robului Dumnezeu, Alexandru, cu roaba lui Dumnezeu, Iasmina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cunună robului Dumnezeu, Alexandru, cu roaba lui Dumnezeu, Iasmina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cunună robului Dumnezeu, Alexandru, cu roaba lui Dumnezeu, Iasmina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii
celei ce ai bine vestit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu cenicii săi. Și sfârșindu-se Biblia, a zis mama lui Iisus către dânsul lui, nu mai am nimic. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce v-a spus. Și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor care luau de 2 sau 3 vase. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți unul. Și ei i-au adus. Și când nu l-a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care se fuseseră apa știau, a strigat unul pe mine și a spus, orice om pune în vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab, dar faiți în vinul cel bun de la tine. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a dat slava sa. Au crezut în trânsul ucenicii săi. Marie! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, tu stăpânitorul, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, ocrotirea robilor tăi, Alexandru și Iasmina, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Încă ne rugăm pentru robii tăi nașilor și pentru poporul ce stă înainte, în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care cu purtarea ta de grijă cea de mântuire ai binevoit, Cana Galilei a arătat nota cinstită prin venirea ta însuși acum pe robii tăi aceștia, Alexandru și Iasmina, pe care ai binevoit ai sesiunul cu altul, păzește-i cu pace și bună înțelegere. Arată-lor cânta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și îmbrădicește să aducă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinit poruncile tale. Că tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Mântuitorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule Cel, ce toate le-ai făcut, puterea Ta și-ai zidit lumea și
și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însosesc prin unirea mulții, binecuvintează-l cu duhovnicească ta binecuvântare. S-a binecuvântat numele tău și s-a prea slăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Pe soara, nu când
Sfintei Cruci. Mărit să fii mire ca Avram. Binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduire legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor de Sfânta Evanghelie și de Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar. Că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datorile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oameni. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru care a venit în Cana Galilei și nunta de-a fără bine. Mireasă mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduire legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor de Sfânta Evanghelie și de Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar. Că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datorile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oameni. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu, prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă ție și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat bunta cinstită Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu cununaților și tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Ucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Iar ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți miri, cinstiți nași, dragi mătași, trăim alături de voi astăzi o zi plină de emoție și plină de bucurie, o zi în care v-ați decis să veniți înaintea lui Dumnezeu pentru a-i arăta dragostea pe care vă purtați unul altuia
și pentru a-i cere din partea lui Dumnezeu binecuvântarea sa care să vină asupra voastră și să întărească legătura dragostei dintre voi. Ziua de astăzi este o zi foarte importantă, pentru că pe lângă faptul că ne-am adunat să ne bucurăm împreună cu voi în această zi a minții voastre, să știți că astăzi între noi, și aici a fost Hristos, a fost Dumnezeu de față. Și vreau să vă felicit, pentru că tine fiind, iată, ați avut curajul să veniți înaintea lui Dumnezeu să-i spuneți cât de mult vă iubiți. Și pe lângă faptul de a-i spune lui Dumnezeu cât de mult vă iubiți, ați venit aici mai ales să-i spuneți și să-l rugați să vă fie aproape pe parcursul vieții voastre. Pentru că dacă ați fost atenți puțin la această taină a curmie, care este o rugăciune deosebit de importantă pentru fiecare familie, am zis de cel puțin în 9 ori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa cum i-a binecuvântat pe dreptii Vechiului Testament și pe Ioachim și pe Ana și pe toți dreptii care l-au iubit pe Dumnezeu. De asemenea, l-am rugat pe Dumnezeu să vă păzească. Cât de mult avem nevoie în această viață de paza lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă, pentru că sunt atât de multe ispite, atât de multe încercări. Și de câte ori nu zicem fiecare dintre noi, Doamne, ajută-mă! Doamne, fii alături de mine! Și la această taină a curmiei l-am rugat pe Dumnezeu să vă păzească, precum l-a păzit pe noi, precum l-a păzit pe Iona, precum a păzit de foc pe Sfinții trei tineri și să vă bucure pe fiecare dintre voi. De asemenea, l-am rugat pe Dumnezeu să-și aducă aminte de voi. Așa cum și-a adus aminte de Sfinții Săi și de dreptii Săi. Dar țineți minte un lucru, că Dumnezeu mereu își aduce aminte de om și mereu este cu gândul la om. Doar că noi, omul, nu ne aducem aminte de Dumnezeu. Aici este singura problemă și eu, încă o dată, mă bucur pentru voi și vă felicit pentru faptul că v-ați adus aminte de Dumnezeu și ați știut că e foarte important ca legătura dragostei dintre voi să fie oarecum oficială și oficializată și prin Sfânta Biserică. Adică să aveți și acordul lui Dumnezeu pentru dragostea voastră. Pentru că voi de astăzi deveniți înaintea lui Dumnezeu soț și soție. Iar aici, în Sfânta Biserică, ați devenit pentru toți și înaintea lui Dumnezeu împărat și împărăteasă. De aceea v-am dat această cinste deosebită să vă punem aceste cununii. De aceea slujba la care am participat se numește Taina Sfintei Cununii. Pentru că voi v-ați cununat astăzi cu Harul lui Dumnezeu, simbolizat prin aceste cununii care s-a pogorât în sufletele voastre, care vă păzește, care vi-l ține pe Dumnezeu aproape de sufletul vostru. De azi înainte, țineți minte că Dumnezeu este lângă voi și că mereu aveți nevoie de ajutorul Lui. Eu vă dau câteva sfaturi duhovnicești. Mergeți în fiecare duminică la Sfânta Biserică. Pentru că de restul lucrurilor avem timp, 6 zile pe săptămână. Avem timp să ni le facem. Om zice că suntem obosiți și duminica ne odihnim. Dar cele 2 ore de odihnă nu fac nimic în comparație cu ajutorul și sporul pe care ți-l poate da Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu poate să facă dintr-un lucru mic un lucru mare. Dar de asemenea poate să facă dintr-un lucru mare un lucru foarte mic. De aceea este atât de importantă legătura noastră cu Dumnezeu. Ca să-L ținem pe Dumnezeu mereu aproape. Căsnicia voastră, dragostea voastră, să se întemeieze pe 4 stâlpi, pe care i-am pomenit la rugăciunea logodnică. Și am zis acolo așa. Și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Aceste 4 lucruri să le puneți la suflet. Credința în Dumnezeu, înțelegerea
unul față de celălalt, pentru că comunicarea e deosebit de importantă într-un cuplu, într-o relație. Dacă tu nu o vei asculta pe ea când vrea să spună ea ceva, ea se va supăra. De asemenea, când nu vei avea urechi pentru el, când el dorește să spună ceva, sau poate nu doriți să spuneți, ci trebuie să vă simțiți deja unul pe celălalt, vor apărea problemele între voi. De aceea, ascultați-vă, simțiți-vă unul pe celălalt pentru a vă putea înțelege. Deci, credința cu Dumnezeu, înțelegerea, adevărul, să nu vă ascundeți nimic unul față de celălalt. Tot ceea ce știi tu, trebuie să știe și tu. Ce știi tu, trebuie să știe și tu. Atunci nu mai există nimic de ascuns. Nu putem să spunem nimic dacă se descopere ceva. Tu știi deja că i-a spus. Vine cineva și spune un lucru, eu știu de la soția mea deja cum mi-a spus. Sau invers. Deci fiți sinceri unul cu celălalt în toate problemele. Orice s-ar întâmpla, voi le puteți rezolva unul cu celălalt. Îi aveți și pe părinți, îi aveți și pe nașa proastă. Dar lucrurile să știți că le rezolvați între voi. Și ultimul cuvânt și cel mai important, dragostea. Focul dragostei dintre voi să se mențină mereu viu. Dragostea este cea care trece peste toate problemele vieții. Dragostea de curaj. Dragostea nu pisinește, nu se trupește, nu se laudă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală răul. Toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabă. Și ține fi ultimul cuvânt. Dragostea nu cade niciodată. Eu aceste lucruri am dus să vi le pun la suflet, felicitându-vă încă o dată pentru decizia voastră de a veni înaintea lui Dumnezeu și mi-aș dori ca mai mulți să ia această decizie. Pentru că e important, așa cum am zis, să-L țineți pe Dumnezeu mereu alături de voi. Dacă voi îl veți ține aproape și Dumnezeu va fi aproape de voi și vă va ajuta. Îi felicităm pe părinții voștri care v-au crescut și care v-au și-au dat toată energia și efortul pentru ca voi să fiți astăzi atât de frumoși înaintea lui Dumnezeu și le spun părinților că lucrul cel mai important pe care l-au de făcut pentru copiilor este să se roage pentru ei. Pentru că am zis în Sfânta Rugăciune, în Sfânta Taină, rugăciunile părinților întăresc temelia casei copiilor lor. Deci au nevoie de rugăciunile voastre să nu interveniți în căsnicia, lăsați-i pe ei să-și ia deciziile, rugați-vă pentru ei mereu să-i pomeniți. Și aveți alături pe nași, care de astăzi vă devin părinți spirituali și oricând veți avea nevoie de un sfat, veți putea alerga la ei, să le dați un telefon, să-i chemați în casa voastră pentru a vă ajuta. Noi vă felicităm, vă dorim să aveți parte de o căsnicie lungă și fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu copii mulți, frumoși, cât vă doriți voi, pentru că copiii sunt cei care împodobesc și aduc frumusețe într-o familie. Noi vă spunem la mulți ani fericit, cu multă sănătate și cu toate gândurile bune. Amin. Presc la Tatălui și